cum mă cheamă? Da. Na. Deci mă cheamă Ianoș și Rozalia. Sunt din Târgu Mureș. Și aș vrea să vorbesc despre demersurile la Giurgiu în pușcărie, despre deținuți. Așa. Aveți pe acolo pe Printre cineva, da? altele, poftim? Aveți pe cineva la pușcăria din Giurgiu. Da, am un băiat de 26 de ani, care este singurul de aici, din Târgu Mureș, acolo. Da. Dar este acolo un șef de secție, nu știu precis cum îl cheamă, că totul cu B începe ceva. Ăla zice că el e Dumnezeu în pușcăria aia. Da. Deci a pus pata pe el, umflă cu rapoarte, a pus sus la GSR, îl bate, el maltratează, zice să se spânzure. A fost aici în Târgu Mureș pentru proces și a zis că mama, decât să mă duc înapoi acolo la Giurgiu, a tăiat venele domnule, să ajungă la spital să nu ducă înapoi, că nu mai pot. Dar de Na. ce l-au dus atât de departe? Nu e vreun Păi nu penitenciar știu. mai aproape de Giurgiu, de Târgu Mureș? Zice că e, nu poate pentru rapoarte și acum e pus sus la GSR. Am scris și în București, la ANP, la Drepturile Omului, am scris la Bruxelles, am scris la Strasburg. Acum mi-a venit niște hârtii, am trimis lui, recomandat, ca să scrie acolo tot ce trebuie. Nu știu dacă asta o să ajungă înapoi la mine. Am sunat la Giurgiu, am vrut să vorbesc cu directorul, a zis că nu poate numai dacă mă duc în audiență. Și am întrebat, domnule, dar eu am 70 de ani. Eu sunt din Târgu Mureș, femeie bătrână bolnavă. Cum să ajung că n-am nici cu ce să mă duc? Ești bolnavă. Și nu pot, nu am cum să ajung la el. Peste tot am cerut să fie mutat mai încoace. Nu vrea nicicum. A zis să moară în pușcărie. Eu înțeleg că a greșit. Că a greșit. Trebuie să facă pedeapsa lui, nu? Dar Dacă nu pedeapsa e chiar așa. privare de libertate, dar nu îi se încalcă toate drepturile. E bineînțeles, dar nu să omori. Chiar am zis acolo, a specificat. Atunci puneți-l la zi și împușcați-l decât să chinuiți așa. Și nu a vrut nicicum, mă duc în audiență, numai dacă mă duc în audiență. Dar cum să ajung eu la dumneata în audiență? Nu. No. Auzeam că l-au avansat acum, e șef la ANP, fostul șef de penitenciar de la Giurgiu. Da, pe chiar aia ne lipsește nouă, că și așa, atâția copii și atâția oameni. Am maltratat acolo, de atâta n-am mâncat în viața lui. Da, ziceați că drepturile omului v-ați adresat la vreun ONG de drepturile omului sau la avocatul poporului, la ombudsman? Și la avocatul poporului am scris. Peste tot încă n-am primit niciun răspuns. Peste tot au umplut cu rapoarte. Că nu s-a lăsat de prima dată, dar acum, cum i-a avansat și cu boala lui care e HIV, băiatul. Acum, imediat azi, deja e legumă, pot să zic. Că așa plânge la telefon când vorbește cu mine, că nu poate să vorbească. Mama, eu nu pot. Eu mă spânzur. Dacă nu sunt dus de aici, eu mă spânzur. Că nu mai pot. Da, Nu. ziceați că a fost la Târgu Mureș la protest. În ce sens? La proces a fost? Sau dumneavoastră ați făcut vreun protest? A făcut el o revizuire, că el cum era dus cu pluta, cu un pistol de jucărie, a amenințat pe cineva, n-a făcut nimic la om, nu s-a prezentat omul la proces, odată a fost numai la poliție și a zis că el nu are nimica cu el. Nu cere nimic de la el. Și totuși nu vrea, a băgat la tâlhărie și i-a dat 5 ani de zile. Și cât a stat închis? Deja de 2 ani, a trecut în decembrie. Da. Degrabă, dacă ajunge la jumătate de termen, poate cere eliberare înainte Dar cum să de ceară, termen. domnule, dacă a umplut cu... Dacă scoate o vorbă, deja un raport.
Și deci dacă are vreo rapoarte din astea, 25 de încălcări rapoarte. disciplinare, nu poate cere eliberare înainte de termen, da? Bineînțeles, chiar de aia face cu el așa. Dar nu poate contesta rapoartele celea în instanță de judecată. A contestat că nu e dus afară, deci nu, orice trimite o scrisoare undeva, nu ajunge. E oprit. E Asta e oprit. foarte grav, e încălcarea dreptului la Eu știu că corespondență, el, dreptului așa la a zis că i-am justiție. sunat la penitenciar și am zis că dumneavoastră încălcați drepturile omului. Doamnă, haideți în audiență. Eu nu vă pot zice altceva. Nu. Dar n-ați întrebat la Poșta Română? Au acolo o cutie poștală, o verifică periodic la penitenciar? Eu nu știu ce se întâmplă acolo. O și cum, Deca, nu știu cum îl cheamă pe ăla. Că ăla e Dumnezeu în pușcărie. Dacă ar fi în fața mea, eu aș arăta ce trebuie să faci cu Dumnezeu. Te rogi sau te duci la dracu. Că i-aș omorâ. M-aș duce eu în locul la fiul meu. Păi nu, n-ar fi nici asta o soluție bună. La rău cu Păi rău eu să știu că răspund. n-ar fi Trebuie dat cu căi omul legale, pentru un cu, copil. iată, așa, interviu la cameră sau cu petiționare sau cu proteste. Poate facem noi proteste aici la Păi Avocatul eu Poporului prindeam și dumneavoastră eroul acolo la pentru... Târgu Mureș. Păi bineînțeles. La prefectură, de exemplu, sau Din găsim vreo păcate, instituție de acum stat. sunt în Marea Britanie. Am venit expres ca să mă duc în audiență. Așa bolnavă cu inima cum sunt. Na. Mulțumesc pentru mărturie și pentru încredere. Am înregistrat și publicăm pe internet. Dacă ne organizăm, vă spun, facem și proteste. Aici, la București sau la Giurgiu, sau venim și la Târgu Mureș să protestăm. Dar cred că e mai indicat Foarte aici, în bine, vă capitală. aștept cu drag, domnule. Mulțumesc mult și eu. La revedere. La revedere!